Mă gândesc la țărișoara mea, la România! Anul 2019 nu a început bine pentru România, o spune chiar fostul prim-ministru și lider al PSD, Victor Ponta, actualmente președinte pro-România. Înghețarea pensiilor este un subiect pe care Ponta a marșat astăzi în conferința de presă de la Turnul Severin. Astfel, Ponta susține că pensiile anul acesta vor fi înghețate, tocmai ca și salariile, cu toate că din toamna aceasta, pensiile sunt anunțate că vor crește cu 15%. Anul 2019 n-a început bine, adică a început cu înghețarea pensiilor și salariilor. Am tot auzit de la domnul Dragnea, de la doamna Dăncilă, că lucrurile sunt foarte bune. Păi dacă sunt foarte bune, de ce se îngheață pensiile și salariile? Victor Ponta susține că în anul 2016 toți cei de la masă, în speță toți cei printre care se află astăzi la prezidiul conferinței de presă susținută la Turnul Severin, au luptat pentru ca PSD să ajungă la guvernare și să pună în aplicare celebrul program de guvernare. Cu toate acestea, Victor Ponta ori nu știe, dar cu siguranță uite cel mai probabil că actualul lider pro-România, Cornel Sturescu, se ocupa de partidul lui Sebastian Ghiță, Partidul România Unită, PRU, în acea perioadă, adică partidul care îi folosea imaginea lui Victor Ponta așa cum tot Victor Ponta se bătea în piept cu programul de guvernare al PSD. Am mai auzit foarte des, știți, programul de guvernare. Noi ăștia de aici am făcut toți campanie în 2016 pentru programul de guvernare PSD-ALDE și am crezut în el. Păi dacă mi-arătați unde scrie în programul de guvernare că se îngheață pensiile și salariile, îl mănânc. Acum, nu scrie așa ceva. Dacă îmi zicea mie domnul Dragnea în 2016, când băteam toată țara să fac campanie, băi, Victor, uite, câștigăm alegerile și o punem pe Viorica Dăncilă prim-ministru, îi spuneam că nu mai fac campanie. Că nu e corect, nu e bine așa. De aici până la demagogie, populism și dezinformare, mai rămâne doar o frază. Astfel, concluzia lui Victor Viorel Ponta este una simplă. Dacă îi spunea Liviu Dragnea despre înghețarea pensiilor și a salariilor în 2019, el, Victor Ponta, în 2016 nu mai făcea campanie. Și de aici probabil și concluzia. Simplă, ce-i drept că PSD n-ar mai fi ajuns la guvernare. Cu toate acestea, impactul bugetar pentru creșterea de pensii și salarii în anul 2019, anul când pensiile și salariile se îngheță, este estimat de peste 20 de miliarde de lei noi. Foarte, că sunt prea, că sunt ultra-progresiști, că sunt lideri schimbiți, că voi progresul cu orice preț. Ei, da! 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 De trei ori, da! Așa! Bravo! Bravo! Voi progresul și nimic alt decât progresul pe care politica, bravo, economică, bravo, socială, bravo, administrativă, bravo, și... În același timp însă se întâmplă și alte lucruri rele. Și eu tot spun peste tot până mă aude toată lumea. Nu-i normal să îngheți pensiile, dar să mărești salariile la demnitari. Nouă ne-a crescut salariul lui Daniel, mie, lui Alin, indemnizația. Nu zic că nu vrem. Vrem salarii mai mari. Cine nu vrea salarii mai mari? Dar nu se poate să zici că n-ai bani de pensii dar și de salarii, dar în schimb ai pentru demnitari. Nu se poate să spui că n-ai bani pentru datoriile la spitale sau la școli. Ce? Aclamăm noi. Noi aclamăm munca, travaliul, care nu se face deloc în țara noastră. Așa e! Așa e! Așa e!